Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom afla ce este sunetul. În jurul nostru, permanent, auzim sunete. Acestea pot fi produse de obiecte, de animale sau din natură. Chiar și noi emitem sunete. Ascultă cu atenție următoarele sunete. Le poți recunoaște? Desigur, este o petrecere. Este sunet de chitară. Sunetul produs de ploaie. Sunetul produs de tren. Sunetul produs de cântecul păsărilor. Sunetul produs de un ciocan. Dar haideți să vedem ce este sunetul. Sunetul este alcătuit din vibrații sau unde sonore care sunt produse într-un punct fix din mediul înconjurător. Sunetul se deplasează în aer, apă sau obiecte solide. Haideți să vedem cum se produce sunetul. Pentru a vedea vibrația sunetului, vei avea nevoie de un bol, folie alimentară și de o sursă de sunet, o boxă. Vei avea nevoie și de ajutorul unui adult. Pune folie alimentară peste bol, întinde-o foarte bine. Presară sare pe folie. Pune bolul lângă sursa de sunet, adică lângă boxă. Privește cum vibrația sunetului a mișcat sarea. Poți încerca și tu experimentul cu orez. Este rândul tău acum să desenezi două surse de sunet din mediul apropiat. La revedere!